Cartea Eclesiastul a absolută absurditate, a absolut orice. Este o carte grea, este o carte încălcită, labirintică, are un mesaj ce aparent merge împotriva mesajului general al Scripturii, dacă nu o citești cu grijă. Și astăzi, în timp ce repetam pasajul nostru de astăzi, m-am gândit să sumarizez Eclesiastul în felul următor. Vă dau doar un soi de gând ca să-l analizați puțin, să-l cântăriți puțin. Ascultați-mă cu foarte mare atenție ce urmează să spun acum. În cartea Eclesiastul, Dumnezeu ne descoperă ce este viața când Dumnezeu nu ne descoperă ce este viața? Ați înțeles? Cartea Eclesiastru despre asta vorbește. În Cartea Eclesiastru Dumnezeu ne descoperă ce este viața, când nu Dumnezeu ne descoperă ce este viața. Toată analiza lui Solomon are de-a face cu înțelegerea vieții din perspectiva de subsoare. Și de aceea, unele concluzii sunt șocante pentru noi. Până la urmă, cheia cărți Eclesiastul este ceea pe care am formulat-o deja și am spus-o de atâtea ori. Omul este prea mare pentru lumea de sub soare. Noi nu am fost făcuți pentru lumea de sub soare. Noi am fost făcuți mult mai mari decât lumea de sub soare. Și de aceea nu ne găsim locul aici. Am călătorit împreună și am văzut că viața este ca un cul de sac, ca o buclă a deșertăciunii. Dumnezeu ne pune într-o lume strâmbă ca să căutăm lucrurile drepte, după care tânjim, ca să ne îndemne să ne ridicăm ochii deasupra soarelui. Apoi am văzut în căutarea lui Solomon, în expediția lui de a înțelege rostul vieții, am văzut că nici cunoștința sau educația, nici plăcerile, nici realizările materiale nu duc nicăieri, sunt goană după vânt, sunt praf în vânt. Concluzia lui după ce a căutat în aceste direcții, Concluzia lui a fost, bucură-te de Dumnezeu și te vei bucura de tot ceea ce El îți dă. Apoi, în ultima întâlnire, am văzut că Dumnezeu stabilește orarul vieții tale și a mele. Dar tu și cu mine avem posibilitatea și potențialul de a răscumpăra acest orar în care ne aflăm. Dumnezeu îți stabilește orarul, El stabilește ce anotimpuri vin peste tine. Ești într-o perioadă luminoasă și liniștită? Sau ești într-o perioadă grea și apăsătoare? Dumnezeu o trimite, o îngăduie peste tine cu acest gând, ca să o răscumperi. Concluzia lui Solomon de data trecută a fost Bucură-te de viață temându-te de Dumnezeu. E bine, începând de astăzi, până la sfârșitul capitolului 6, urmează o porțiune deprimantă. Este punctul cel mai de jos din carte. Și porțiunea aceasta deprimantă pornește cu faptul că viața este plină de nedreptate. Așa că în pasajul de astăzi, în pasajul de astăzi, de la capitolul 3 cu 16 până la capitolul 4 cu 12, ne vom uita la trei lucruri mari. Ne vom uita la jungla vieții, ne vom uita la cursa șoarecilor și ne vom uita la tovărășia sau valoarea tovărășiei. Solomon are un fir logic în spate. Așa că așezați-vă comod în scaune și haideți să parcurgem acest traseu. Și să vedem dacă reușim să luăm ceva practic pentru noi, ar trebui să o putem face. Pentru că astfel înțeleg rostul adunărilor noastre. Solomon începe cu jungla vieții. Versetul 16. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Asta o vedem cu toții. Societatea umană este plină de nedreptate. Nu-i așa că ne auzim pe noi înșine mereu. Ne auzim spunând nu-i drept ceea ce mi se întâmplă. Nu-i drept ceea ce se întâmplă în lume. Nu-i drept. Întrebarea mea este: de ce spui că nu-i drept? Sau mai bine, de unde știi că nu-i drept ceea ce ți se întâmplă? de unde știi că nu-i drept? Tocmai faptul că ne revoltăm la existența răului, dovedește că noi știm de existența unui bine suprem. Înțelegeți? Însă și faptul că observ că ceva nu-i drept, îți spune ție și mie că trebuie să fie un standard care stabilește asta. Dar de ce nu-i drept să moară copiii de foame? Dar de ce nu-i drept să te calcă în picioare? Dar de ce nu-i drept? De ce te revoltă un astfel de fapt? De ce te revoltă să fii bârfit? De ce te revoltă să fii bătut? De ce te revoltă să fii umilit? De ce te revoltă să fii rănit? Să fii torturat? De ce spui că nu-i drept? Spui că nu-i drept pentru că tu știi ceva. Însăși existența nedreptății dovedește că există un standard al binelui suprem. Faptul că un elev ia nota 8 sau 9 la școală dovedește că există un standard de 10. De ce e 8 sau 4 și nu e 10? Există un standard. Augustin, uitându-se la aceeași frământare, o pune în felul următor. Dacă există Dumnezeu, de ce există atâta rău? Și apoi continuă. Dar dacă nu există Dumnezeu, de ce există atâta bine? De unde știm noi că un lucru e bun și unul rău? De unde știm? În noi există un astfel de standard. Ei bine, cu asta începe Solomon în incursiunea lui din această seară. Viața este o junglă condusă de legea ei, adică cel mai tare stăpânește. Uitați-vă, curțile de judecată sunt corupte, cei răi sunt mai celebri decât cei cinstiți datorită mediatizării și ne simțim revoltați pe lucrul acesta. Ne uităm la sărăcia lumii și la neomenia omului și ne revoltăm. 22.000 de copii mor zilnic din pricina foamei, spun statisticile. Un copil la fiecare patru secunde. Deja a murit un copil de când am pronunțat această frază. Deja un copil și-a dat sufletul. Deja încă un copil a plecat în brațele mamei lui. Cruzimia omului este absolut revoltătoare, șocantă, oripilantă. Pentru că ideile au consecințe. Evoluționismul, cu legea lui centrală, selecția naturală, a condus la darvinismul social. Adică cei slabi trebuie exterminați pentru păstrarea tăriei rasei superioare. Și aceste idei născute undeva în secolul XIX și-au dat roadele în secolul 20, știți foarte bine. Amploarea cruzimilor din secolul XX este nemai întâlnită. Este suficient să ne gândim la Hitler, la Stalin, la Mao Tse Tung, la Pol Pot. Cruzimea ne revoltă mințile. Cruzimea omului este animalică. să vă istorisesc cel mai crud exemplu pe care eu l-am întâlnit în viața mea. Spune ceva despre om. În 1990, Irakul invadează Cuveitul. În gândurile lui Saddam Hussein era refacerea Imperiului Babilonian. El era nebucat reîncarnat o afirmă asta în câteva rânduri. Vrea să refacă Imperiul Babilonian și invadează cu veitul. Și l-au invadat cu aceeași cruzime cu care babilonienii au invadat zona aceea cu câteva mii de ani în urmă. Și acum ascultați-mă cu mare atenție o relatare din ziarele vremii. O poveste care a întors lumea cu susul în jos. Un tânăr cuveitian de 19 ani, numele lui este Ahmad Kabazard. A fost luat captiv de către irachieni în timpul invaziei cuveitului. După o perioadă, un ofițer irachian îi anunță pe părinții lui Ahmad că urmează să le fie eliberat fiul. Aceștia, plini de bucurie, au început să gătească ceva pentru copilul lor. Fiul lor venea acasă și au gătit niște bunătăți acolo au auzit mașina oprindu-se la poarta casei lor. Momentul în care părinții au ieșit afară să-și întâmpine fiul. Ușa mașinii se deschide. Două scoboară și scot din mașină un tânăr de 19 ani. Gol, cu nasul, cu urechile și cu organele genitale tăiate și cu ochii ținuți în palme. Și-l aduc în fața mamei, oripilată, șocată, nu mai putând nici măcar să țipe. Aș văd fiul cu ochii în palmă, ciopărțit tot, la care ofițerul irachian scoate pistolul și trage întâi un glonț în stomac. Și probabil că știți că rănile în stomac sunt cele mai dureroase. Întreg la untru ți se mișcă într-o durere extraordinară. Și sub ochii ei trage al doilea glonț apoi, după câteva zvârcoliri, trage un glonț în cap și copilul, tânărul, cade la pământ. Când mama a vrut să se arunce pe el, smucit-o și au împins-o și au spus trei zile. Nu-l ridici de jos. Altfel venim peste voi. Și trei zile, Ahmad, în clima caldă de acolo, a stat sub ochii mamei, ciopărțit, cu ochii căzuți în praf, putrezind, Cum o fi privit mama aceea la Dumnezeu? Cum? Ce strigă după dreptate o fi zbunită în inima ei? Cum de îngăduie Dumnezeu așa ceva? În fața acestei cruzimi, omul este pur și simplu descumpănit. De aceea singurul lucru pe care Solomon îl mai spune după ce face afirmația Că nedreptatea domnește că legea junglei este peste tot. El continuă astfel. Trebuie să existe o vreme a socotelor, altfel nu se poate. O vreme a îndreptării nedreptăților. Aceasta este reacția lui Solomon și spune: Atunci am zis în inima mea. Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, că cel a, El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Da, dar până atunci, ne putem întreba fiecare, până atunci, până va veni vremea judecății când El va îndrepta toate nedreptățile, până atunci, cum împăcăm, cum împăcăm sentimentul acesta profund al nedreptății din lume cu afirmațiile credinței creștine? Un Dumnezeu tot puternic, tot știutor și infinit de bun, cum se împacă astea? Este întrebarea la care este cel mai greu de răspuns în apărarea credinței creștine. Dați-mi voie doar să vă punctez niște răspunsuri. Înainte de a vă puncta răspunsurile astea, trebuie să știm și să acceptăm faptul că majoritatea răului din lume este precinuită de om și nu de Dumnezeu. Abia apoi putem să pornim la drum. Cum poate Dumnezeu să fie atotputernic și să dea voie, să permită răului să se desfășoare? Răspuns. Un Dumnezeu atotputernic nu înseamnă că face ce vrea sau tot ce vrea El, ci El Poate să facă orice este semnificativ. Orice are sens. Așa că un Dumnezeu tot puternic poate face tot ce vrea și tot ce are sens. Tot ce este semnificativ. Puterea lui nu este discreționară în sensul că el, când îi vine, face ce vrea cu puterea lui. El are toată puterea ca să facă ce are sens să facă ceea ce potrivește planurilor lui. De exemplu, Dumnezeu nu se poate face pe sine însuși să nu existe. Deși e tot puternic. Dumnezeu nu poate transforma binele în rău, deși e tot puternic. El nu poate face greșeli, pentru că este atotputernic. puternic. În decizia lui Dumnezeu de a crea niște ființe umane cu voință liberă, este inclusă implicit și posibilitatea facerii răului, deci a suferinței ce rezultă din rău. Dar atunci ne-am putea întreba, și aud astfel de întrebări în jurul meu, atunci de ce nu a creat Dumnezeu oameni fără voință liberă? Nu ar fi fost atunci o lume fără ură? Ba da. Nu ar fi fost atunci o lume fără suferință? Ba da. Dar ar fi fost și o lume fără dragoste. Dragostea implică alegere de bună voie. Existența alegerii aduce cu sine posibilitatea ca oamenii să aleagă răul. Dacă Dumnezeu ar fi creat ființe umane fără voință liberă, era foarte puțin Mai nu sunt fascinat de lumea asta a roboticii. Și văd că oamenii astăzi pot să facă tot felul de roboți care mai de care mai sofisticați. Acum imaginați-vă situația asta. Eu sunt atot puternic și construiesc un robot care să îndeplinească niște funcții. Eu îl programez să facă ceea ce îmi doresc eu. De exemplu, îl învăț să-mi spună te iubesc. Îl învăț să vină să mă servească cu mâncare. Îl învăț să vină să-mi spună vorbe de încurajare. Eu le programez toate, le bag acolo în el și nu mai vine și execută. N-aș fi un nebun să stau pe fotoliu și să-mi chem roboțelul și să-mi spună te iubesc și o să-l cred? Să mă servească să zic ce bun la inimă e roboțelul ăsta, mă-mi dă de mâncare în fiecare zi. Aș fi un nebun. Roboțelul nu m-ar supăra niciodată. El face ceea ce e programat să facă. Dar între noi nu există o relație de dragoste. Roboțelul nu mă iubește. El face ce trebuie, ce e programat să facă. De aceea Dumnezeu s-a riscat la maxim când a pus voința liberă în noi oamenii. Ar fi fost o lume fără ură și fără suferință dacă nu aveam voință liberă? Da. Dar ar fi fost și o lume fără dragoste. Un Dumnezeu tot puternic poate să facă tot ce vrea și are sens. Un Dumnezeu atot știutor. Cum de îngăduie răul? El știe că dacă vine lucrul ăsta peste mine, e greu, e rău. De ce? Dacă știe ce urmează, dacă știe ce implică încercarea care vine peste mine, de ce nu oprește? Știți de ce? Ascultați-mă cu foarte mare atenție. Dacă Dumnezeu este atot știutor, El cunoaște nu numai binele și răul prezent, ci și binele și răul viitor, nu-i așa? Și atunci, este cel puțin posibil ca un Dumnezeu iubitor să poată tolera lucruri oribile pentru că El prevede, El știe dinainte, în tot știința Lui, că pe termen lung ceva bun va ieși din ceva rău. Și atunci, faptul că Dumnezeu este atot știutor nu înseamnă că El nu vede și un bine ce poate ieși din rău. V-am mai, mai spus și în alte contexte lucrul acesta. În lume există un bine bun și asta îl pricepem cu toții. Un bine bun. Există un rău rău. Lucrurile astea sunt clare. Dar ascultați-mă. În lumea noastră există și un bine rău, adică un lucru pe care tu îl definești bun, care îți face rău. Și în lumea noastră există și un rău bun, adică un lucru rău care îți face bine. De aceea Dumnezeu, în tot știința Lui, prevede că un lucru rău îți poate face bine pe termen lung și îl îngăduie. Nu credeți ce vă spun? Dumnezeu ne-a arătat deja cum un lucru nespus de rău a produs un lucru nespus de bun. Știți care e ala? Deocidul. Omorârea al Fiului Său, Iisus Hristos. Omorârea lui Dumnezeu, de Dumnezeu a îngăduit un lucru nespus de rău, Dumnezeu să moară. Pentru că în tot știința lui a văzut că ceva bun va ieși de aici pe termen lung. Dar dacă Dumnezeu este infinit de bun, cum de permite, de ce nu intervine când suntem în pericol, când ne este greu? Pentru că dacă ar interveni de fiecare dată când ne este greu, am deveni niște monștri răsfățați. Și nu e așa de greu de înțeles ceea ce vă spun. Dumnezeu este suficient de înțelept încât să prevadă că avem nevoie de o oarecare suferință din motive pe care noi nu le cunoaștem la momentul prezent. El însă știe că sunt necesare pentru un bine final. Și în bunătatea lui infinită îngăduie greul peste noi pentru că ceva bun iese de acolo cei care sunt părinți știu cel mai bine lucrul acesta îl înțeleg pentru că nu-ți vine să îți protejezi copilul de orice pentru că devine un răsfățat și un incompetent îl mai lasă cadă, îl mai lasă sufere îl mai și pedepsești îl restricționezi în fel și chip pentru că dacă ai dat tot ce ar vrea el ai crește un monstru în casa ta. Sau, gândiți-vă, la dentiști. Nu? Bun nu înseamnă fără durere. Dumnezeu permite suferința și ne privează de binele mai mic al plăcerii pentru a ne îndruma spre un bine mai mare al educației morale și spirituale. Acesta ar fi răspunsul într-o frază. Este nedreptate în lume? Da, este. De deci ce nu intervine Dumnezeu? Nu intervine încă, spune Solomon. Dar până intervine, pricepeți oameni buni, că El permite suferința și ne privează de binele mai mic al plăcerii pentru a ne îndruma spre un bine mai mare al educației morale și spirituale. Sunt conștient că nu am un răspuns complet la întrebările de mai sus, dar nici nu cred că trebuie răspuns pentru a te putea încrede în el. De exemplu, eu nu pricep totul despre sistemul digestiv. Știu câte ceva, dar nu pricep totul cum funcționează sistemul digestiv și totuși mănânc. Nu înțeleg de plin cum funcționează sistemul respirator și totuși continui să respir. Așa și cu credința așa și cumblarea cu credinței. Nu înțeleg totul despre lumea aceasta, dar continui să trăiesc în ascultarea de Dumnezeu. așa și credința. Cred că o întrebare mai bună decât cum poate un Dumnezeu iubitor să îngăduie atâta suferință ar fi, există un sens al suferinței? Care este sensul suferinței? Doamne, ce încerci să ne spui prin faptul că îngăduie aceste nedreptăți peste noi? Ce încerci să ne înveți? E o întrebare mult mai bună. Și Solomon continuă în felul următor. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei înși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc. Căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Asta este concluzia Eclesiastului. În alte cuvinte, ar suna așa: Dumnezeu a îngăduit suferința, nedreptatea și moartea peste omenire ca să-i anihileze tendința de mărire pornită acolo în grădina Edenului. Durerea, suferința, nedreptatea este o consecință a păcatului și Dumnezeu îngăduie peste omenire înspre beneficiul tău și al meu să mai taie din tendința de mărire pornită acolo în grădina Edenului. Ca să ne scape de iad, să pricepem că păcatul are consecințe pentru că dacă n-ar avea, ne-am complace în păcat și am pieri veșnic. Așa trebuie înțelesă -ne, nedreptatea și suferința. Dumnezeu a permis-o peste om ca să-l coboare pe om din mândria umanismului său. Să arate că pe dedesubt omul nu este decât o brută. Că nu este mai bun decât niște animale, cum spune Solomon. Când te uiți la ce își poate face omul unu altuia, își face rele mai mari decât își fac, își fac animalele unele altora. Și asta spune Solomon sub soare, fără Dumnezeu, omul nu este decât un dobitoc care trăiește doar ca să mănânce un animal. Richard Wombrand afirma următorul lucru. Zicea el, a spune că omul se trage din maimuță este o insultă pentru maimuțe. Pentru că maimuțele nu se sfâșie unele pe altele, cum se sfâșie oamenii între ei de aceea toată gloria umană se sfârșește în pământ. Nici o diferență de chimie între noi și animale. Oricât de mare ai fi, sfârșești exact ca un câine. Umilitor gând. Descompus în aceeași țărână. Fără Dumnezeu. Sub soare scoțându-l afară pe Dumnezeu din universul omului. Omul nu este decât un dobitoc care trăiește doar ca să mănânce și se va descompune în țărână. Dacă Dumnezeu nu este luat în calculul vieții omului, atunci, într-adevăr, Solomon are dreptate. Cine știe dacă suflarea omului se suie în cer și dacă suflarea dobitocului se pogoară jos în pământ? Cine știe? Dacă Dumnezeu îl scoți afară din tablou, cine știe? De fapt, Solomon încearcă să ne spună nu te lăsa dezechilibrat de nedreptățile vieții. Va veni și ziua îndreptării lor. Dar până atunci există un sens al suferinței? Sigur că există. Și nu vreau să dezvolt subiectul. Doar să vă punctez ce spune Scriptura despre sensul suferinței. Suferința îți dezvoltă o perspectivă eternă. În alte cuvinte, nefericirile de pe pământ cultivă o foame după ceruri. Suferințele de pe pământ ne mențin atenția trează. Cea mai mare cruzime din partea lui Dumnezeu ar fi să ne facă perfect fericiți aici pe pământ, în viața aceasta trecătoare. Pentru că dacă ne-ar face fericiți aici pe pământ, ne-am complace în păcat și am fi pierduți pentru veșnicie. Ne-ar fi bine câțiva ani și chinuitor o veșnicie. Noi nu suntem fericiți pe pământ pentru că n-am fost intenționați pentru o astfel de viață. Noi suntem străini și călători, ne spune Scriptura. Max Lucad are o, o, o ilustrație, o imagine foarte frumoasă. El spune așa, ia un pește și pune-l pe nisipul plajei. Uite-te la gura lui care se deschide și în, încearcă să respire, înghite aerul și uite-te la pielea lui, la solzul lui care începe să se usuce. Este fericit acolo pe nisipul plajei? Nu. Cum îl poți face fericit? La acoperi cu un munte de bani? Îl pui pun un șezlong cu clar de soare și o peștișoară lângă el? Îi aduci revista Pescarul Sportiv și un martini? Bineînțeles că nu. Și atunci cum îl faci fericit pe peștele ăla de pe nisipul plajei? Bineînțeles, bineînțeles, îl arunci înapoi în elementul lui. El nu va fi niciodată fericit pe plajă, pentru că n-a fost făcut pentru plajă. Așa e și cu noi. Noi nu suntem complet fericiți pe pământ pentru că noi nu am fost făcuți pentru viața aceasta de sub soare. Omul este mai mare decât viața sub soare. Un sens al suferinței este să dezvolt o perspectivă eternă. Un al doilea sens al suferinței este următorul. Suferința poate produce, poate produce pocăință, și îndreptare. Dumnezeu, spunea lui, ne șoptește în plăcerile noastre. Ne vorbește în conștiință, dar strigă în dureri, spunea el. Țepușul lui Pavel, evrei 12, un tată care-și iubește fiul, îl pedepsește. Suferința poate duce la pocăință, la îndreptare. Un al treilea sens al suferinței este că distruge credința falsă. Uitați-vă la exemplul lui Iov, este evident. Suferința permisă asupra lui Iov i-a decantat acestuia credința. I-a încântărit loialitatea față de Dumnezeu și asta face suferința. Îți cântărește loialitatea față de Dumnezeu. Îți testează cum arată credința ta. În suferință îl mai onorezi sau întorci spatele? Și ridici pumnul. Observați? Întrebarea cea mai bună este cum, nu cum poate dovedi, cum poate Dumnezeu permite, un Dumnezeu bun și iubitor să permite suferința. Întrebarea cea mai bună este, există un sens al suferinței? Are sens să sufăr? Și ați văzut trei răspunsuri. Haideți să vă dau și cuvintele Maicii Tereza, pentru că femeia asta. După o viață trăită cu Dumnezeu, în suferință, în sărăcie. Ascultați cum pune ea tot conceptul ăsta al suferinței, spune așa, citez. Din perspectiva Cerului, cea mai grea suferință de pe Pământ, o viață plină de cele mai atroce torturi, se va dovedi a nu fi mai gravă decât o noapte petrecută într-un hotel inconfortabil am încheiat citatul. Din perspectiva cerului, o viață cu cele mai atroce torturi nu este decât o noapte petrecută într-un hotel inconfortabil. Perspectiva în care privești lucrurile poate fi o resursă extraordinară pentru umblarea ta. ascultă l pe Solomon mergând mai departe. Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Că și cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Asta este concluzia lui. Vedeți cum se repetă? Deja m întâlnit-o de trei ori până acum concluzia aceasta a lui. Până la urmă, lucrurile nedreptățile vin peste tine. Orarul lui Dumnezeu lasă peste tine una și alta. Până la urmă, tot ce a de făcut omul este. Primește-le așa cum vin. Și încrede-te în el. Cum trebuie înțeleasă această frază? Care auzim mereu repetată, am auzit-o în 2 cu 24, în 3 cu 12, în 3 cu 22, o să o auzim în 5 cu 18, în 8 cu 15, în 9 cu 10, în 11 cu 9. Este un line motiv al cărții. Cum o înțelegem? Dați-mi voie să vă dau această cheie foarte repede. Deși toate aceste versete par să spun același lucru. Totuși, de-a lungul cărții, alternează două conotații ale unei astfel de expresii, a astfel de concluzii. Două conotații complet diferite. În funcție de contextul în care auzim afirmația aceasta, așa trebuie să o interpretăm. Ori de câte ori afirmația aceasta apare ca o restemnare în fundul gropii deznădejdii, ea are o conotație negativă, pesimistă. Funcționează ca un drog, o evadare din realitatea crudă. În schimb, atunci când afirmația aceasta apare în contextul prezenței și lucrării lui Dumnezeu, are conotație pozitivă. Este o dovadă a încrederii că alături de Dumnezeu, umblarea prin deșertăciune are un sens, are un rost. În 2 cu 24 avea conotație negativă. În 3 cu 12 conotație pozitivă. Aici în 3 cu 22 are conotație pozitivă. Pentru că Dumnezeu va duce la judecată pe cei buni și pe cei răi, ni se spune, din cauza aceasta, din pricina aceasta, bucură-te de viață și nu o irosi. Nu face lucruri de care să-ți pară rău și care să te judece mai târziu. Așa că aceasta este concluzia eclesiastului la problema nedreptății. Și apoi mergem mai departe. M-am uitat apoi la toate asuprile care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei supritorilor și n-are cine să-i mângâie. Dacă te lași dezechilibrat de injustițiile de sub soare, vei gândi astfel cum gândește el. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. În perspectiva de sub soare, așa pare a fi. Primul nivel de depresie este să prefer moartea vieții. Să spui, ah, mai bine aș muri decât să mai trăiesc o viață ca și asta. Din perspectiva de subsoare, așa este. Dar din perspectiva completă, nu, lucrurile nu mai stau așa. Apoi și continuă. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Depresia coboară și mai jos. Mai bine nu m-aș fi născut. V-ați auzit și pe voi rostind astfel de cuvinte? În anumite momente ale vieții? Asta e concluzia normală în perspectiva de sub soare. Dacă scoți pe Dumnezeu afară din tablou, e mai bine mor decât viu în anumite momente. Sau mai bine să nu te fi născut în anumite momente. Acum, o întrebare profund filozofică se ridică aici și nu vreau decât să vă menționez, să o dau, să vă las să rumegați puțin. Eu n-am răspuns la ea. Dar cred că sunt între voi oameni care le place să gândească și să nu-și viața superficială. ce te face să crezi că inexistența este superioară existenței? Înțelegeți? Suntem tentați să credem că e mai bine să nu ne naștem decât să ne naștem și eventual să sfârșim în iad. Întrebarea mea este cum poți fi sigur că inexistența e mai valoroasă decât existența? Sau e mai sigură, sau e mai plăcută, decât existența. De ce facem o astfel de presupunere? S-ar putea să nu fie corectă. S-ar putea ca inexistența să fie mai rea decât aducerea noastră în existență. Și dacă e așa, gândiți-vă ce aplicație are asta la viața noastră. Faptul că existi îi mai bine decât să nu te fi născut. N-am răspuns, nu știu ce să zic mai departe. Dar gândiți-vă la asta. De ce Dumnezeu lasă să ne naștem sau ne aducem ființă? De ce Dumnezeu ne cese în pântecele mamei noastre? De ce ne cese acolo? Ca să ne fie mai rău? De ce nu ne lasă nenăscuți? în neființă, dacă există așa ceva, nu știu singur. Da, dacă inexistența e mai crudă decât existența și mai periculoasă decât existența. N-am răspuns, repet. Dar dacă e așa, atunci nu ne mai plânge că existăm. nu te lăsa dezechilibrat de nedreptățile vieții, va veni și ziua îndreptării lor. Și Eclesiastul apoi se mută de la nivelul injustiției sociale globale la nivelul injustiției personale, fiecare pentru sine. Și în cele ce urmează, Eclesiastul ne prezintă un fel de retrace, un fel de curs a șobolanilor, în primele versete din capitolul 4. Termenul acesta de retrace, nu știu dacă sunteți familiar cu el, retrace, vine de la o realitate observabilă în lumea animalelor. Acolo, în lumea animalelor, putem vedea unele viețuitoare care conlucrează unele cu altele. Albinele, furnicile, au o viață comunitară. Tot ceea ce ele, ele realizează, realizează datorită lucrării în grup. Fiecare are locul și rolul ei în comunitate. Dar totodată, în lumea animalelor, sunt altfel de animale la exact la polul opus, și anume șobolanii. Fiecare pentru sine și împotriva celuilalt. Dacă ați văzut șobolan la oaltă, veți vedea că se mușcă între ei. E fiecare pentru sine și împotriva celuilalt. De aici pleacă această expresie, rat o cursă a șobolanilor. Ascultați-l pe Solomon vorbind versetul 4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în invidia unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Lumea aceasta este o lume a cursei șobolanilor. Are ca esență competiția. Și motivul competiției este invidia, ne spune Solomon. Lucru pe care îl suportăm cel mai greu în viață, nu-i așa? este să ne vedem depășiți de cineva. Atunci începe baiul. Invidia a fost și mobilul primei crime din istoria umanității. Există o legendă foarte veche despre un sfânt din nordul Africii care era foarte stăpân pe sine și avea o viață disciplinată și curată. Și se spune că demonii au încercat să-l facă să păcătească în fel și chip, dar nu au reușit. Așa că satan însuși a trebuit să ia problema în mâini. La niciun minut după ce a plecat către sfântul din nordul Africii, s-a întors înapoi. Demonii l-au întrebat, a păcătuit deja? Bineînțeles că a păcătuit. Eu știu cum să mă ocup de lucrurile astea. Și cum ai făcut? Noi am încercat tot ce am știut. Ei, i-am șoptit la ureche că colegul lui tocmai a fost instaurat ca și episcop de Alexandria. Și invidia i-a înfășcat inima. Invidia este un sentiment egoist de părere de rău, de necaz, provocat de succesele, calitățile, de situația bună altuia, răvnirea la ceva ce aparține altuia. Și mai fiți foarte atenți, Solomon o subliniază acolo. Invidia este o injustiție ce ne -o producem singuri. O nedreptate ce ne-o pricinuim nouă înșine. Invidia te jefuiește pe tine însuți, spre deosebire de alte păcate. Invidia se consumă total în tine. Te mănâncă pe tine însuți. Celălalt pe care îl invidiezi este bine mersi. Invidia este o injustiție pe care ți-o produci ție însuți. Și apoi Solomon merge mai departe, timpul se scurge foarte repede, merge mai departe în demersul lui și ne arată că implicarea într-o astfel de cursă a șobolanilor produce o reacție extremă, opusă, asemenea efectului de pendul. De o parte, suntem, o parte din oameni sunt ca niște șobolani, fiecare pentru sine și împotriva celuilalt. Ca o reacție, o parte din oameni merg în partea cealaltă și devin leneși, ies din orice competiție. Și de aceea Solomon continuă cu versetul următor. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Tare afirmație. Unii oameni refuză să intre în competiție, poate pentru că își dau seama că nu au cum să câștige, și își propun să trăiască parazitar pe seama muncii altuia. De fapt, societatea noastră se împarte între cele două categorii, șobolanii și paraziții. Lenea este nebunie, canibalism, zice Solomon. Distruge respectul de sine. Lenea este calea care duce cel mai repede departe de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este o persoană muncitoare. Știu că v-ați gândit la asta. Dumnezeu este o persoană muncitoare. Iisus Hristos a fost o persoană muncitoare. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Cât este ziua trebuie să lucrez lucrurile celor ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și acum, între cele două extreme, șobolanii și paraziții, Solomon vine cu un lucru și spune, categoria de oameni mulțumiți, cu o mână plină de odihnă, spune el. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și gonă după vânt. O viață mulțumită cu cât obținut din munca sa, o viață în care muncești cât ai nevoie și știi să te și odihnești. Viața este o junglă plină de cruzime, iar omul se află într-o competiție autodistructivă. ce e de făcut? Răspunsul îl găsim în ultima parte a pasajului nostru. Și anume, tovărășia este benefică. De la versetul 7 la 12 din capitolul 4. Ascultați-o. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur singurel, n-are fiu, n, -are fiul, n frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu. Și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Pare că aceste cuvinte sunt aruncate acolo, parcă nu potrivesc cu nimic la o primă citire dar dacă citim cu atenție, ne dăm seama că este de fapt soluția pe care Solomon o propune la problema injustiției globale și injustiției personale. Soluția este tovărășia, prietenia. Tovărășia este superioară singurătății, ne spune aici. Cooperarea este mai benefică decât competiția. În felul acesta încearcă Solomon să ne vorbească. Și ne spune, după competiția asta nebunească, în curs asta șobolanilor în care se află mulți, s-au ieșit din curs asta. Soluția este cooperarea. Doi pot face mai mult decât unul, spune el acolo. Și știți ce mă miră pe mine? Că inclusiv în viața fizică e adevărat la o cursă de cai de tracțiune. Am văzut un concurs de cai de tracțiune. Trei cai au luat primele trei locuri. Calul numărul 1 a reușit să tragă 2500 de kilograme. Calul al doilea a tras 2000 de kilograme. Calul al treilea 1500 de kilograme. Apoi am făcut un experiment. Au luat pe primii doi cai și au fost puși împreună să tragă cât au crezut ei? 4500. Suma celor două greutăți trase de cai. Spre surprinderea lor, când cei doi cai, primii doi, au fost puși la unul altă în loc să tragă 4500 câte aștepta matematic, au tras 6000 de kilograme. Cât toți trei la un loc. În alte cuvinte, 1 plus 1 face 3. În afara matematicii, bineînțeles. Există ceva în cooperare. Se formează ceva acolo în relație care împuternicește, care crește elanul, motivația și rezultatele muncii. Și asta vrea să ne spună Solomon. Cooperarea este mai benefică decât competiția. Prieteniile sunt investiții înțelepte, este ceea ce încearcă să ne spună. Tovărășia e mai bună decât competiția. Cooperarea este mai benefică decât competiția mai bine doi decât unul. Prieteniile sunt investiții înțelepte. Competiția nu. Prieteniile oferă susținere când ai căzut, uitați vă la versetul 10. Că dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul să ridice. Prietenia oferă căldură sau mângâiere într-o lume rece. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Versetul nu se rezumă la un înțeles literal, este și acela valabil, ci pornește de la o realitate fizică și te mută la nivel emoțional, moral, spiritual. Și știu lucrul acesta. Cu câteva ierni în urmă, la ușa mea sună un vecin de pe stradă, un om bolnav, divorțat, singur, 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 mai mare ca mine cu câțiva ani. Și nu o să uit niciodată când deschid ușa și stăm în fața ușii mele, îmbrăcat, murdar, nespălat, neîngrijit, desculț în miezul iernii, era înainte de Crăciun, tremurând tot, curgând de pe față, din gură, o, o imagine jalnică. Dar nu asta m-a șocat. M-a șocat faptul că omul ăsta, când a deschis ușa, o zbunit în plâns. N-am putut să cred că lacrimile țâșnesc. Am crezut că lacrimile curg. Lacrimile țâșnesc. L-am văzut cum i-au sărit din ochi și au început să plângă în hohote în fața ușii mele. Și plângea și nu-l puteam opri și nu știam ce să fac cu el. Să vezi un om la 50 de ani, 50 și ceva de ani, să-l vezi plângând în hohote, n știu ce să fac cu el. Și îmi bolborosea printre suspine. Sunt singur pe lumea asta. Răi, tu știi ce rău e să fii singur? soția mea nu mai e cu mine, copiii mei nu vor să mă vadă. Tu știi ce rău e să fii singur de Crăciun, să vrei să ai copii lângă tine și să nu te vrea, să vrei să le faci un cadou și să nu ți-l primească, să stau în casa mea ponosită toată noaptea, Și am lăsat să plângă. Și omul ăsta este un alcoolic. Și am depășit stadiul de a-l judeca. Știți de ce? Și știți când? Când am citit un pasaj dintr-o carte a lui Chuck Swindle. Și atunci m-am luminat. Swindell povestește cum un vechi prieten de al lui din Marina, spre surpriza lui s-a întors la Domnul și era foarte surprins pentru că nu s-a aștepta ca un om care înjura mult, bea mult, trăia în imoralitate, la strice de capelă, nu mergea niciodată, să aibă parte de o schimbare. S-a întâlnit și omul acesta, colegul lui, i-a spus următoarele cuvinte. Ascultați-le, citez. Știi, Chuck? Singurul lucru care îi simt lipsa după transformarea mea este acea părtășie pe care o aveam cu băieții la bar. Îmi amintesc cum stăteam în jurul mesei și acolo puteam să las garda jos. Nu găsesc așa ceva între creștini, nu mai am un loc în care să pot să-mi admit eșecurile sau să vorbesc despre bătăliile mele fără ca cineva să nu-mi arunce o predicuță. Sau un verset din Biblie, Din păcate pentru mulți, barul din cartier, birtul ăla, este probabil cel mai fidel surogat al și pe care Hristos vrea să o vadă între noi. Nu-i de mirare că își petrecea acolo în fiecare zi, în fiecare seară. Ce nea bani să-și poată cumpăra ceva să poată stea la birt. Pentru că avea o nevoie care nu era satisfăcută de ceva real, era un surogat, bineînțeles. Este o imitație ieftină care oferă alcool în loc de har, oferă evadare în locul realității, dar este locul unde există o părtășie deschisă, plină de acceptare. Și asta mă șochează pe mine. Că te poți simți mai bine la birt decât între ai tăi decât în biserică, decât într-un grup, decât cu prietenii tăi de la biserică. Barurile au succes, birturile au succes, nu pentru că majoritatea oamenilor sunt alcoolici, ci pentru că omul are o nevoie de apartenență, de a fi primit, de a fi înțeles și asta noi nu prea știm să o dăm. Și de aceea Solomon spune, mai bine doi decât unul. Pentru că este acolo un necas pentru tine. Îți oferă susținere când ai căzut, te ridică. Îți oferă mângâiere. Și îți oferă protecție persoanei tale. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Dacă este atacat de cineva, doi pot, pot să-i stea împotrivă. Și funia împredită în trei, nu se rupe ușor. Și deci încheie Solomon pasajul. Nu se referă la căsătorie deși se poate aplica căsătoriei. Ce sublinează faptul că cooperarea produce rezistență și reziliență. Așa că în încheiere, lucrul de care omul are nevoie este cooperarea, nu competiția. Într-o lume nedreaptă, de sus de la curtea de judecată, o nedreptate globală, până la nedreptățile care le facem noi înșine, soluția este relația semnificativă cu cineva. Cooperarea și nu competiția. Am două vești pentru voi, una rea și una bună. Vestea rea este că sub soare lumea nu va ajunge niciodată dreaptă la nivel global. Vestea bună este că în mijlocul rasei umane, Dumnezeu l-a plantat pe Fiul Său care să înceapă să formeze în jurul lui o nouă rasă de oameni. Un om nou. Și această umanitate pe care el a început să o creeze trebuie să fie, vrea să fie, una cooperantă, nu competitivă, una liberatoare, nu opresivă, una mulțumitoare, nu pofticioasă, invidioasă. Dumnezeu lucrează deja la o astfel de societate și noi putem fi parte din ea dacă venim la el, ne supunem lui și căutăm să-l ascultăm. Și acolo putem găsi susținere, mângâiere și protecție.